Rămânând la povestea asta cu antrenoratul, spuneai undeva că te impresiona foarte tare Conte, ultimul tău antrenor de la Siena, dar ultimul antrenor al tău de la Siena și pentru că el a fost cel care te-a îndepărtat de la Siena, înțeleg. De ce vreau întâi să te întreb de ce te-a impresionat Conte? Cu ce făcea Conte de era atât de impresionant în meseria lui? Are un mod de lucru maniacal. Sincer, am lucrat cu foarte mulți antrenori buni, dar ca el, la intensitatea la care lucrează Antonio Conte, cred că sunt puțini antrenori. Eu sunt foarte obiectiv când îi fac analiza, pentru că el e antrenorul care practic m-a curățat, să zic între ghilimele. Stai că ajungem și acolo, dar vreau să te întreb, descrie-mi un pic de ce zici că era genul de antrenor maniacal. Dă-mi un exemplu care îți vine în minte acum despre el, despre Conte. Adică am avut un antrenament tactic în care trebuia să mijlocaș și central să facă o schimbare de joc și am greșit două pase la care mi-a zis te trezești sau pleci acasă în momentul ăsta. M-am uitat la el așa uluit, în momentul ăla n-am mai greșit nicio pasă până la sfârșitul antrenamentului, știi? Adică nu accepta mai mică greșit. Foarte, dar în afara terenului să știi că era sociabil, puteai să discuți cu el când era liniștit, dar pe teren era o bestie, să zic, între ghilimele. Era un animal. Adică trebuia să fii 200%, nu 100% concentrat. Nu-ți permiteai să nu fii 100%. Și de ce te-a devorat de la Siena? De ce te-a împins din barcă? Ce s-a întâmplat? Că tu ești totuși, te știam un tip serios, muncitor. Ce s-a întâmplat? Serios și muncitor. Tocmai asta a fost problema. Hai că-ți povestesc rapid. Eu cu Conte ne știam dinainte ca el să devină antrenor. Când el s-a lăsat de cariera de jucător, el locuiește în Torino. Așa. Acolo are baza. Iar eu jucam atunci la AC Torino. Printr-un prieten bun, chiar am ajuns să ieșim în unele seri, la un restaurant, la o cină. Chiar m-am dus la niște meciuri de calceto, zic că e fotbal în 5, în care el juca. Deci chiar aveam o relație bună cu el. Chiar mi-a propus să mă ducă la firma lui copilului lui Mogi, nu mai știu, Geia, parcă se numea, firmă de impresie. Alessandro Mogi, parcă, da. Mogi, da, avea atunci o firmă de impresie, nu știu cum mai are. Și, cum să zic, eram, nu pot să zic prieten bun, dar ne știam, bine, binișor. Și când am venit antrenorul la Siena, m-a surprins că el nu m-a sunat. Pentru că, având în vedere că mă cunoștea și avea și numărul meu, m-am rămas puțin surprins. În fine, ne-am întâlnit la Siena când s-a reluat pregătirea. Mi-a explicat că el crede că eu nu sunt motivat să joc în Liga 2. Și eu i-am spus, dar de ce să nu fiu motivat să joc în Liga 2? Pentru că noi tocmai retrogradasem din Serie A în Serie B. Da. Iar el a vrut să scape de o grămadă de jucători care aveau ștate vechi la Serie A și a dorit să lucreze cu jucători foarte tineri, motivați, printre care era și Ciro Immobile, atunci un jucător tânăr venit de la Primavera, de la Juventus, și și-a dorit să scape, să zic așa, de bătrânii din echipă. Iar eu mă considera un bătrân probabil și a considera că nu am motivația necesară să joc în Serie B. Am zis, nu sunt de acord cu tine, mister, vreau să rămân, vreau să-ți demonstrez. Ok, am rămas, a început sezonul, eu am fost accidentat primele două etape, am avut ceva la gambă, după care am intrat într-un meci, am dat pasă de gol, totul bine, următoarele meciuri am jucat, n-am jucat, titular, intram, până la un antrenament. Am avut un antrenament marța, luni aveam liber că jucam duminica și la antrenamentul ăla, fiind timp foarte urât afară, a zis, astăzi facem fără minge. Ok. Eu fiind român mai balcanic, imediat să mă joc cu mingea, îmi doream să ating mingea. Am început direct cu preparatorii, un antrenament foarte dur din punct de vedere fizic, iar eu aveam atunci de probleme cu spatele, terenul fiind foarte greu, nefăcând o încălzire suficient de bună, la un moment dat mi s-a blocat spatele. Aveam o relație foarte bună cu preparatorul fizic, pentru că era la echipă de vreo 4-5 ani. Era același preparator, eram chiar prieteni și acum ne sunăm. Și i-am făcut un reproș preparatorului. Băi, Giovanni, zic, ce încălzire ai făcut că mă doare spatele? Da. Iar când a auzit, a zis, dacă nu-ți convine, ieși din antrenament. Și eu ca tâmpitul, atunci am făcut o greșeală, am ieșit efectiv din antrenament, dar chiar mă durea spatele, mi se blocase, chiar nu put. Dar nu trebuia să ies, trebuia să rămân. În fine, am ieșit, m-am dus la doctor, i-am spus ce am, ok. Pe marginea a doua zi mă simțeam mai bine, trecuse o zi, făcuse masaj, m-am deblocat.
A doua zi eu o să mă prezint la antrenament. Vine doctorul și îmi spune, Paul, nu, cred că e bine să vorbești cu mister. Și eu zic, păi de ce? Du-te la el, zice, eu nu vreau să mă bag, dar du-te, rezolvă cu el. Da, am rămas, mi-era, zic, ce să rezolv? Că nu-i nimic de rezolvat. Și când m-am dus, mi-a zis, Paul, dacă ieri te-a durut spatele, înseamnă că te doare și astăzi. Zic, nu poți face antrenament. Să pase pa. Zic, mister, dar problemă de moment mi-a trecut. Zice, nu mă interesează, zice, și în primul rând, zice, m-a deranjat atitudinea, zice, atitudinea ta, pentru că tu ești un exemplu pentru cei tineri. Dacă tu începi să comentezi, vor comenta și alții și atunci pare rău, dar nu te mai antrenezi cu echipa. Așa, și zic, mister, ok, dar sunt aici de atâția ani, de 6 ani, n-am mai pățit niciodată așa ceva. E prima oară când, să zic, mă abat de la regulă, am făcut o greșeală, ok, plătesc o amendă. Nu. De atunci nici nu m-am mai primit în vestiar cu prima echipă. M-am schimbat separat în alt vestiar. Tu vorbești serios? Acolo... Dar cum ai fost informat că urmează să te antrenezi separat în alt vestiar? El te-a informat sau clubul? Nu. Mi-a transmis prin antrenorii secunzi. La un moment dat, după aia, am fost vreo 5-6 băieți. Oricum eram un lot destul de numeros. Okay. Dar aparatul de cafea l-aveam în vestiar cu... L-aveam în vestiarul mare, unde erau cei jucători. Nu ne lăsa nici să mergem să luăm cafea de acolo. Wow. Interzise. Și țin minte că în iarnă eu încă eram jucătorul lor. Da. Și am mers în antrenament și am nimerit în avion Conte Codrea, unul lângă altul. N-am vorbit cu mine, nu s-a uitat la mine. Tu vorbești serios? De zbor. Wow! Da.